1.75 este cota Barcelonei, Realul are cota 2.16 în acest al patrulea meci. De asemenea, alte cote de la întâlnirea noastră: 1, handicap minus 3,5 puncte, cota 2.30, peste 163,5 puncte, o cotă de 2, și 2 cu handicap plus 2,5 puncte, adică Realul să nu piardă la mai mult de 2 puncte diferență, o cotă de 1.83. Pontul pentru această partidă, peste 155,5 puncte, la o cotă de 1.53, posibil acest, foarte probabil acest dezdodământ. La nunta lui Sergio Ramos, Sabina, nu știu dacă ai văzut informația asta, invitații n-au fost 500 de invitații, n-au avut voie cu telefoanele mobile, dar da, singurul care a strecurat un telefon mobil și n-a avut nimeni ce să-i facă a fost Florentino Perez, care, de ce crezi că l-a luat? Ca să uite la primul meci din această finală, Barcelona-Real Madrid, a câștigat Realul atunci și probabil a purtat noroc. Da, referitor la partida respectivă Barcelona-Real, Barcelona trebuie să împingă meciul în prelungiri, în partida a cincea, pardon, nu în prelungiri, s-ar putea descoperi, iar dacă se descoperi, eu cred că Real nu va avea milă. Deocamdată e 2-1 pentru Real, care a pierdut primul meci din Catalonia, așteptăm să vedem rezultatul meciului 4. Mergem mai departe, avem predictorul 1x2, haideți să trecem în revistă și aceste meciuri.